6 fani Ronaldo, dintre care un impostor fan Messi între ei. Pe aici, prin zonă. Ce trebuie să fac acești domni frumoși lângă mine? Să ghicească impostorul. Prima dată o să începem cu prezentările. Fiecare se va prezenta. O să începem din partea asta, din partea dreaptă a mea. Salut, eu Stără, am 23 de ani imediat și țin cu Ronaldo, cred că de pe la 10-11 ani, în momentul în care a început să pupuie la Real Madrid. Salut, sunt Horatio, am 24 de ani și țin cu Ronaldo de când a semnat cu Real Madrid, istoric. Salut, sunt Dani, am 23 de ani și țin cu Ronaldo de la meciul cu Juventus din Champions League. Salut, sunt Claudiu, am 33 de ani și țin cu Ronaldo din 2006, când am început să joc FIFA 2007 și era printre cei mai buni acolo și îl foloseam intens. Era elementul pe care îl foloseam cel mai des în FIFA, jucătorul pe care îl foloseam și care mi-aducea cele mai multe victorii. Salut, numele meu este Marius, am 28 de ani și sunt fan Ronaldo din mai multe motive. Îmi place și lifestyle-ul lui și modul în care joacă fotbal, atitudinea sa. Sunt fan Ronaldo din toate punctele de vedere. Sunt David, am 18 ani și sunt fan Ronaldo de când îmi amintesc că mă uit la fotbal. Mereu mi s-a părut un jucător extrem de dedicat și am încercat să urmez modelul de perseverență. Prima probă am avut-o, aici toți sunt fan Cristiano Ronaldo cu mine, bineînțeles, în față. Tot ce trebuie să fac acești frumos băieți, aveți o foaie în față. Scrieți care credeți după părerea voastră că este impostorul. Zici, fac, fiecare care se scrie. Avem deja primele voturi, așa că o să începem prima dată cu Tără. O să ne zici pe cine ai votat și de ce ai votat persoana respectivă. Eu l-am votat pe Dani, pentru că, băiatul, e târziu rău de tot, adică... Și nici măcar nu a fost meciul ăla cu Juventus, adică să zici, dă mega foarte că sferturi de Champions League, ok, bun, hai, înțeleg, băi, te îndrăgostești instant. Da. Un meci random cu Juventus din Champions League. Cât era scorul? Atunci mă cucerii, de-o bătut 2-1 atunci, cu... erau în echipamentul la MOU. Echipamentul Movul jucat pe 2017. Exact, 2016-2017. Târziu rău de tot. Da. Înțelege votul. Hori, pe cine ai votat și de ce? L-am votat pe Marius. Mi s-a părut că vrut prea tare să ne convingă așa, ne-a dat detalii, ne-a dat... O venit cu textul pregătit. Da, pentru că foarte bine informăm. Da? Bineînțeles, da, poți să zic, poate prea mare fan Cristiano Ronaldo. Prea mare. Prea mare. Am înțeles. Deja un vot Dani, un vot Marius. Dani, pe cine ai votat? L-am tot pe Marius aici. De ce? Din același perspectivă ca și Hori, ai fost prea dedicat, prea ai vrut să ne faci, să prea tare îți place. Prea tare îți place și acolo ceva nu cred că e bine. Două voturi pentru Marius, un vot Dani. Claudiu, pe cine ai votat? L-am votat pe Marius pentru că o băgat siu-ul ăla prea devreme. Nu și avea rost, tu crezi? E prea devreme, lași mai la final, nu așa din prima să te conspiri, nu. Nu merge, am înțeles. Bun, deci trei voturi. Imediat zicea Marius. Trei voturi Marius, un vot Dani. Marius, pe cine ai votat? Eu l-am votat pe David. David, ok. Mi-a părut puțin... sceptic, nu era foarte sigur, cumva părea că vrea să ascundă ceva. Deci așa, trei voturi Marius, un vot Dani, un vot David. David, da. Votul tău către cine merge? Votul meu merge către Claudiu. Probabil dintr-un motiv asemănător pentru care Marius m-a votat pe mine, pentru că nu știu, tonul lui îmi inspiră cumva neîncredere. Și plus uitați-vă la el un clip, și eu am tricou cu Barcelona și așa după să înceapă lumea să-l cheme la poze. Avem și voturile în felul următor. Trei voturi către Marius, un vot către Claudiu, un vot către David și un vot către Dani. Marius, ești eliminat, încă nu arăta ce fan ești. Okay. Cum ți se pare până acum că au decurs voturile? Corecte, incorrecte? Ce ai mai adăugat tu? Acum fiecare își tras concluziile din punctele lor de vedere. Acum nu pot zic că m-am nimerit sau nu, dar rămâne văzut. No, hai să arată-ne ce fan ești tu până acum. Spate.
Cu cercei trebuie să fie evident. Prima rundă a trecut, s-a votat, să zicem, fanul greșit. N-au nimerit fanul Messi. Ceva incredibil. Adică, să zicem, fiecare s-a prezentat, toată lumea a luat o decizie și n-a luat aia care trebuie. Următoarea rundă, o să dau eu întrebările, voi o să răspundeți. Fiți atenți fiecare la fiecare, să vedeți cum răspunde, care e mimica, care e gesturile și după aceea luați o decizie și votați impostorul. Întrebarea mea către Tără. Cum se numește Tără 7, numele lui întreg? Cristiano Ronaldo Siete. Sau care numele lui real din buletin? Exact, exact. Ioi, bată-mă Dumnezeu, că-s vreo 4-5 nume acolo. Mamă, Cristiano... Hai de cap, băi, băiatul. Cristiano Ronaldo... Sunt vreo 4 sau 5 nume. Dar cine... Îmi vine să spun... E cu ceva cu Dalima, dar nu... Ăla-i Ronaldo 9, R9. Ronaldo Nazario Dalima, era R9. Ma... Nu știu tot ești un fan Ronaldo, dar nu. Nu, bun, ne-am lămurit. Următoarea întrebare a mea către Hori. Care a fost prima echipă profesionistă a lui Cristiano Ronaldo? Sportul. Descoperit de Loții Belloni. Exact. Colegul... Marius Nicolae, da, și făcea câte 1000 de... Făcea câte 1000 de forfece, le zic ăștia, abdomene. Da. Făcea câte 1000 de abdomene pe seară și Marius Nicolae n-avea chef să-l țină de picioare. Și l-a pus să-și bage picioarele sub pat. Cu ce echipă a câștigat primul Champions League Cristiano Ronaldo? Domnul! Băi, eu n-am răspuns bine la prima întrebare și trebuie să acum să mă motivez. Tu vrei să ne arăți că ești mai mult fan Ronaldo? Întrebarea mea către tine, eh? Cum s-a numit fosta iubita a lui Cristiano Ronaldo? Irina... Chesnic. Irina Shake. Da. Așa, shake de proteine. Întrebarea mea către David. Câte goluri a marcat Cristiano Ronaldo în Champions League? 120 ceva. 120 ceva, asta e răspunsul tău, așa-i? Răspunsul corect, 140 de goluri, 183 de meciuri. 183 de meciuri, da. M-am uitat la Champions League direct acolo. Și cum eram? Când l-am văzut pe Cristiano încă înainte să fie la prezentare, mergea frumos pe coborul roșu și eram, stai să vezi, stăteam frumos, nu zic numele, eram la Vine Festival, stăteam cu Vlad frumos și ne uitam la Champions League frumos pe bureți acolo ce se întâmplă. Deci da, până acum s-a luat o decizie, au răspuns fiecare, aveți foile în față, băieți, să trecem la vot. Băieții au votat, avem deja, să zicem, voturile respective. O să trecem la Tără să le zică pe cine a votat și de ce. Eu l-am votat pe David, pentru că, nu știu, nu mi-a inspirat încredere. Nu mi-a inspirat încredere absolut deloc în răspunsul lui. Dar prima dată tot, nu, pe Dani l-ai votat. Pe Dani e asta tura trecută, da. Am înțeles, deci primul vot către David. Data asta a mers pe Dani. L-am simțit aici puțin că a încercat să-mi inspire, că ar fi unul sau altul și îl bănuiesc. Îl bănuiești pe Dani, așa-i? Da, da. Am înțeles. Dani, votul tău? Votul meu a mers la David. Ok. La fel ca și Tera. Un pic parcă nu mi-a inspirat încredere în ce a vrut să zic. Era nesigur, nu prin faptul că nu știa câte goluri a dat, dar prin faptul prin ce a vrut să zică sau cum s-a exprimat. Am înțeles. Deci două voturi David, un vot Dani. Nici o surpriză, David cu marjă de eroare mai mare de 20 de goluri. Treabă-i asta, mă, nu se poate. Mă mai gândeam la Tără, dar cred că n-o ficat pe întrebare. Pe text. Dar restul de-o răspuns cum trebuie, așa-i? Restul da, o știut restul, toate răspunsurile așa ca la carte, numai pe lui, nu. Cel mai simplu, nu? Întrebarea da, lui. Da.
Am înțeles. Care e răspunsul? Ronaldo, nu, Cristiano Ronaldo dos Santos de Aveiro. Așa, tot meu, se menține în continuare. Să ai ceva personal cu aia. Tu pip acolo. Nimic personal, doar că nici răspunsul lui nu a fost unul convingător și... Irina Sheik, am zis timp prima. Irina Sheik, ne-ai zis? Bă, o jucat împreună cu Szczesny, dar nu... Punga cu soare sau... Altfel de partide. Am înțeles, probabil. Și ceva din tonul lui nu-i curat. O să ajungeți la vorba mea până la urmă. Avem voturile. Ce nu știu băieții este că avem un premiu de 1000 de lei. Până acum s-au pierdut 100 de lei pentru că au eliminat un fan greșit. Mai avem 900 de lei. O să vedem dacă este... Fan Messi sau fan Cristiano Ronaldo? Câștigă banii ăia sau pierd banii ăștia? Pe lângă mânușile I1 pe care o să le dau câștigătorului. Și nu uitați, Anișurac 10 pentru 10% reducere pe ergol.com. Cristiano Ronaldo! Pierde bani din cauza voastră, mă, că Dani... Încă 100 de lei. Okay. Încă 100 de lei s-au pierdut, mai avem 800 de lei. Ce părere ai, David? Bă, hoați. V-am zis eu. V-am zis eu cea mai bună replică. Deci acolo rămâi, mă. Acolo rămâne. Asta este, asta du banii. Ați eliminat fanul greșit. Următoarea rundă o să-l avem pe Marius, care o să pună întrebările la fiecare persoană Marius, în parte. Prima întrebare pentru tine ar fi data nașterii lui Cristiano Ronaldo. Ok. Simplu. 5 februarie 1985. Da, bă, da. Frumos. În aceeași zi cu Neymar și Hagi. Da, da. Și cu unul de la mine din sat, îl cheamă Vasile, tot pe 5 februarie. Anii în care a câștigat Ronaldo balonul de aur. Bă, asta e ușoară, Gori. Hai, ia ușor. Bă, deci primul. Așa. Legate, dacă ți-i mai ușor, știi? 2008-2009... Dar nu mai... Leagă-ne cu Champions League. Hai să ne gândim puțin. Deci în 2008, sigur. După... Le-au avut alea 3 la rând. Ari. Cred că... 12, 13 și 14. Corect? Nu știu, tot să ne zici. Nu răspundem, lăsăm la final. Fiecare știți răspunsurile, lăsați-l să răspundă pe Hori. Băi, atâta știu. Atâta știi? Atâta s-a făcut. Ok. Următoarea întrebare, atac către Dani. Ce numere a purtat pe tricou fără naționale? Ok. Deci doar la echipă. Toate numerele pe care le-a purtat. S3, da. E 9, 7 și 27. Întrebarea ta către Claudiu. Orașul în care ți-a răsturat. Mama, nu știu. Dai deja. Știu când, dar nu știu unde. Bă, știu că e ceva suburbie de asta mai săracă, adică nu a avut o viață în opulență, nu s-a născut în capitală sau ceva. Știu că e o zonă de asta, a avut o viață grea. Dar nu știu exact. Cu ceva cu E, dar nu mai știu exact. Na. Nu Madeira, Madeira au copilărit. Dar în orașul care s-a născut se numește cu E. Nu mai știu, FN, EFON, nu mai știu cum se numește. Deci atunci rectifică întrebarea. Deci am luat Messi, poate știu. E o altă întrebare. Cine e Messi? În ce an a câștigat Europeanul? Europeanul? 2016, a dat gol Eder și Ronaldo nu mai putea să joace că se accidentase și o plâns. Dacă ai văzut meciul, înseamnă că ești fan. Avem deja și răspunsurile. Mi-au ajuns în suflet lacrimile lui. Cul nașterii a lui Cristiano Ronaldo este Funchal. Funchal, da, Funchal. Știam. Eu l-am votat pe Claudiu, pentru că n-a fost deloc convingător. Adică trebuie să nu fii fan fotbal ca să nu te uiți la așa ceva. M-am întrebat anul, i-am zis anul, i-am dat și detalii. Cum să nu fiu convingător cu asta? Ce înseamnă convingător? Aveai 3 variante. Bă, asta de acum nu l-o câștigai din 2024 și te duci 4 ani în urmă, nu te duci 1 sau 2 sau 3. Ești 2020. Ce-a fost grea întrebare? L-a luat Italia. A fost prea ușoară întrebarea. Mai duci încă unul. Bă, în 2016. Ok, bun, ăla a fost. Când 2012 nu cola Spania, deci ești prin eliminare. Dar... Oricine poate să răspundă la chestia asta. Dar ce te putea convinge la întrebarea asta mai puternic de atât?
Adică eu și-am dat răspunsul corect plus detalii. Ce să fie mai simplu? Din ce minut a fost schimbat Ronaldo? 113. Poate. Claudiu. Greșeală. Votul pe 3, votul pe Dani. Deci un vot Dani, un vot Claudiu. Dani, votul tău merge către Claudiu. Către Claudiu. Două voturi Claudiu. La fel, ești de acord cu Tera. Parcă un pic prea tare vrei să ne convingi. Am dat răspunsul corect. Ce nu, să greu. La greu lui ca să mă saboteze pe mine. Nu, bun. Fii atent. Băieți, vino cu acea lege întrebarea. Da, logic, el o pierde. Cine răspunde primul corect? Nu, eu aleg aici. Eu o să aleg cine este eliminat pe baza răspunsului pe care mi le oferiți. Okay. Întrebarea mea către Dani. Vreau să-mi spui anii de transfer al lui Cristiano Ronaldo de la Sporting la Manchester United, de la Manchester United la Real Madrid, de la Real Madrid la Juventus, de la Juventus la ultima echipă la care a mers, Al Nassr. Ok, deci de la Sporting... Nu, la Manchester United, de la Manchester United la Al Nassr. Așa, primul de la Sporting la Manchester United, probabil, cel mai probabil în sezonul 2006-2007, în 2009 a aterizat la Real Madrid. În sezonul 2017-2018 a jucat acolo două sezoane și în 2021 s-a întors la United, după care a stat acolo un an și ceva, două sezoane de fapt, și a plecat la Al Nassr. Întrebarea mea către Claudiu. Vreau să-mi spui câte goluri în momentul de față are Cristiano Ronaldo. 890. 899. Dacă ești fan Ronaldo cu adevărat, îți apar pe feed statisticile astea. Exact. Văzut că mai auzit, am zis, asta e. Eu am văzut ieri, deschid Facebook-ul, mi-apare chestia asta. Că mai are un singur gol până la 900. Răspunsurile oferite, eu nu pot să zic că unul este fan Ronaldo și unul nu este fan Ronaldo. Eu mă gândesc la altcineva. Așa că răspunsul meu o să meargă. S-au eliminat din partea băieții mei care au fost eliminați. Hai să o văd. Marius, pe cine crezi că este impostorul? Răspunsurile oferite. Eu nu pot să zic că unul este fan Ronaldo și unul nu este fan Ronaldo. Eu mă gândesc la altcineva. Ami, hai să aleagă și Ami. Cine crezi că este impostorul? Da, știe de fapt. Da, eu sunt impostorul. Dani, părere de rău. Te votez pe tine. Ești fan Ronaldo, ești fan Messi. Să ne zici. Hai. Eu m-am jucat la fața cu Juventus. Dar de acolo mi-a dat și mie de înțeles, dar nu știi la ce m-am bălbăit. Două sezoane la Manchester United. La final. Ești fan de când mă știu, măi, dragilor. Nici n-ai ținut bine cărășaptele. Avem runda decisivă în care băieții o să spună întrebările unul altuia. Asta o să fie una. Atenție, aici pot să fie doi fani Messi, încă nu se știe. A zis să o las pe final. Dacă ghiciți fanul Messi acum, la final, dintre voi doi, mă puneți întrebări care rămâne tu sau care rămâneți, unul altuia. Și trebuie să ajungeți la concluzie că sunteți ori fan Ronaldo amândoi și luați banii, ori unul dintre voi e fan Messi și trebuie să ghiciți care. Începem prima întrebare de la Tără pentru Hori și pentru Claudiu. La un moment dat, în Champions League a existat un mic clinch între Ronaldo și fanii unei echipe, în care Ronaldo le-a transmis simplu: eu am 5 Champions League-uri și voi 0. Contra cărei echipe a zis treaba asta și ce a făcut în meciul retur? Mă, sincer, nu prea știu. L-aș bănui. Poate fi Atletico Madrid. Știu cum face. Bun, ce s-a întâmplat? Mâna, dar nu știu. Nu știu exact detalii. Okay. La care se referă. Te-a mulțumit, Tără? În termen de note de clasa 3-a, e un B. Întrebarea ta către Claudiu. Care a fost primul trofeu câștigat de Cristiano Ronaldo în tricoul celor de la Real Madrid și cum l-a câștigat? Nu știu încă. Eu zic că a câștigat, dar nu știu exact. Deducție, pur și simplu, Cupa Cluburilor, Cupa Mondială a Cluburilor. Răspunsul? Copa del Rey contra Barcelona. 100%. Cupa, nu se câștigă mai târziu. El a fost primul trofeu ridicat de Ronaldo în tricoul celor de la Real Madrid. Am
atunci. Întrebarea ta, Hori, către da. Tără. Cristiano Ronaldo a câștigat o singură dată trofeul Puskás. În ce an a fost asta? 2018. L-a luat atunci cu Farfeca sau nu l-a luat? Asta e de fapt întrebarea reală. Nu, acum, nu-ți mai intră în pit. Da. Două mii... Opt. Răspunsul corect? În 2009. Da. Și atunci a fost prima dată când s-a acordat trofeul. A fost un gol de pe la 35 de metri, ceva de genul ăsta, un șut care a mers așa. Ok. Câte trofee are Cristiano Ronaldo? De toate? Da. Ai toate trofeele. Și? Mamă, nu... acum fac, deci o sumă, de fac o sumă în cap, să fiu sincer că... Păi se știe câte are. Messi, Dani Alves, că au cele mai multe și după... Nu mă interesează de ăștia... Este un clasament, dacă ești okay. Fan da, acolo, știi, da. Știi comparațiile între ei. Aș zice undeva la... între 40 și 50. Câte are în total? 33. Ai, ce generos am fost. Cu cine s-a început? Cu Hori. Nu, cu Tără. Cu Tără. Cu Tără. Care-i... data primului S-ul. 2016-17. Mi-am amintesc faza așa. Eu nu mai țin minte care a fost exact okay. primul, dar, dar în perioada aia a apărut 2016-2017. Răspunsul corect? 7 august 2013. Pentru Hori, soția lui Cristiano Ronaldo, așa. Îi protagonista unui serial documentar pe Netflix. Cum se numește serialul și câte sezoane are? Bă... O să răspund eu? Eu sunt Pablo Escobar! Eu sunt Pablo Emilio Escobar Gaviria. O să răspund eu? Hai. Nu? Bun. Mai aveți nevoie de lămurii sau mai... Hai să vedem dacă știe Tără, că eu încă mai am bănuieli. Nu-i soția, că nu-s căsători. Și doi, se numește I am George. Bun, rubrica continuă. Puneți întrebări sau treceți la vot? Să văd aici voturile. Tără, mai pune întrebări sau treci la vot? Eu zic să trecem la vot. Da, cel mai bine. Ascundeți voturile. Avem deja voturile finale. Nu uitați că pe Ergol găsiți cele mai frumoase echipamente, cele mai bune echipamente, iar cu Aneșurac 10 aveți 10% reducere. Iar pe iStore.ro găsiți mănuși de portat AI cele mai bune de pe piață. Tără! Votul tău merge și de ce? Către cine și de ce? Merge către Claudiu. Pentru că, efect, din nou, încerci cumva să fii foarte on point cu întrebările, dar răspunsurile tale la întrebările noastre sunt foarte evazive și din amintiri, un pic. Pe care le știi orice fan Messi. Da, și ai vrut să ne pui întrebări un pic mai grele. Tocmai din faptul că să ne faci pe noi cumva să credem, să creadă lumea că noi suntem de fapt impostori. Păi, incredibil, mă! Votul meu merge către Claudiu. Același motiv, că am încercat să ne punem pe noi într-o lumină proastă, să se pare că nu știm. Claudiu, votul tău, deși nu mai contează, către cine merge și de ce? Bă, mă raportez la runda asta și Hori a fost departe de a răspunde la întrebări. Adică, efectiv, au zis nu știu. Întrebări grele. Claudiu, ce? Sigur nu vrei să schimbi votul. Bă, ai văzut cum a răspuns? Bă, puși-te la el. Intuiția nu mă înșală niciodată. Deci, Hori, sigur nu vrei să te votezi. Am înțeles, Claudiu, vrei să ne arăți ce ai pe foaie? Nu vrei să începem cu Tără. Nu, tu trebuie să ne arăți, ca după aceea să vedem runda decisivă. E Messi! Nu, așa se zice, se zice Ancara Messi! Du-te, lasă-ne! Băieți, suntem în finală. Am urmărit ajuns aici, pe baza pe care l-ați avut la acest challenge. Și amândoi aveți o alegere. Fie decideți că sunteți amândoi fan Ronaldo, păstrați banii 700 de lei și împărțiți între voi. Așa. Fie nu ajungeți la nicio concluzie și unul dintre voi e fan Messi și nu ajungeți la concluzie. Și
câștigă banii fie fanul Messi sau fanii Messi. Hai să-l văd aici. Bă, dacă e să-mi ascult strict intuiția, eu zic că e fan Ronaldo. Dacă el mi-a acordat încredere, o să merg și eu pe... Deci acordați încredere, i-a acordat încredere lui tără. Hai să vedem ce aveți acolo, băieții. Hai. Arătați amândoi la cameră în 3, 2, 1. Opa! Fanii Cristiano Ronaldo. Băieți, ați câștigat premiul. S-a terminat acest challenge. Fanii Ronaldo au de jucat și-au găsit impostorul. Acest challenge nu ar fi fost posibil fără sponsorii noștri Ergol. Atenție, până și la 10 aveți 10% reducere și cu iStore.ro unde găsiți cele mai bune mănuși și Lotre Cafe unde ne-au oferit locația. Până data viitoare, eu sunt Timan Șreac, nu uitați să dați un like, subscribe și v-am pupat! Forța ce fără! Forța!